Găsit la o nouă emisiune FBI paranormal 37. Numele meu este Nițuie George, investigator. Astăzi mi-am propus să vorbim despre informațiile mai puțin cunoscute despre magica cifră 7 și o să abordăm o temă destul de interesantă. Acum o să intrăm și o să spunem că uh, numărul 7 simboliza în toate culturile antice, perfecțiunea și integritatea. Avem să enumerăm, spre exemplu, cele șapte zile ale săptămânii: șapte culori, șapte note muzicale, șapte ceacre, șapte plăgi egiptene, cele șapte ramuri ale candelabrului evresc menorah, dar și cele șapte atribute fundamentale ale lui Allah, viața, cunoașterea, puterea, voința, auzul, vederea și cuvântul. La cei șapte zei ai fericirii din budism și uh, multe altele, cum ar fi uh, tot șapte, sunt și sacramentele, cum ar fi botezul, uh, confirmarea, eucaristia, penitența, extrema ungere, sfânta taină, sfânta taina cununiei. Dar și darurile Duhului Sfânt, înțelepciune, pricepere, sfatărie, cunoaștere, Evlavie și frica de Dumnezeu, cele șapte dureri ale Mariei și multe altele. Chiar și în Apocalipsa lui Ioan, citim despre cele șapte peceți rupte, șapte trâmbițe cântate de șapte îngeri, șapte podromi, șapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu. Într-un cadru mai simbolic, există șapte virtuți. Trei sunt teologice, cum ar fi credința, speranța și caritatea, iar patru sunt cardinale: dreptatea, cumptatea, prudența și tăria. Uh, și, evident, mai sunt și cele șapte păcate capitale, uh, care cu siguranță nu sunt. Uh, nimic nu este întâmplător. Acum uh, vreau să intrăm. Uh, pe o altă temă și anume o doamnă m-a rugat să-i deșifrez un vis în care avea prin anul 2020 avusese un vis lucid în care s-a trezit terifiată. Erau șapte ființe umane asemănătoare lui Isus cu îmbrăcăminte asemănătoare cu Isus și șapte arătări care îi urmăreau și îi omora rând pe rând de fiecare dată când omora unul dintre ei, femeia ca observator simțea o durere cumplită, s-a trezit terifiată, nu știa de ce șapte, de ce au fost cu toții suprimați și de ce a visat, avea foarte multe uh, întrebări uh, la respectivul vis. A luat legătura cu mine și uh, am încercat să explic uh, la um, modul în care eu am perceput aceste lucruri. Înainte aș vrea să fac uh, o scurtă introducere, uh, cum a fost și ultima postare, cea cu Roboros, în care vorbeam de ciclicitatea terei în jurul soarelui central Alcione de 25.000 de ani 920, ei bine, mai există o ciclicitate din 7 în 7 ani pe care, pe care te îi are, chiar și omul, încă de la naștere. Um, există o trinitate a cifrei 7 până la maturitatea ființei, numită om, care este și numărul meu magic pe care îl scriam pe toate hârtiile, și mai târziu a devenit numărul uh, mașinii mele sau numărul uh, motocicletei. Acesta fiind 777. În ultima postare. Uh, cum spuneam, vorbeam despre cei șapte ani apocaliptici sau nefaști, în care am fost întrebat de ce șapte, de ce acum, de unde știu și așa mai departe. De aceea am hotărât să fac uh, această emisiune separată, specială, dedicată cifrei șapte, în care vreau să spun mai multe lucruri uh, mai puțin cunoscute oamenilor pe care uh, încă nu le știu cu referire la cifra 7 în ciclicitate. Restul informațiilor despre cifra 7, așa cum le-am enumerat și eu mai devreme, le găsiți la un clic distanță în mediul online. Vedeți, dumneavoastră, mulți oameni se nasc cu anumite daruri extrasenzoriale, și toată viața excelează numai în așa ceva. Ne fiind interesați de alte științe ancestrale care sunt mici rotițe din angrenajul extrem de complex al cunoașterii. Eu, spre deosebire de ceilalți, am înțeles studiind uh, oameni cu adevărat speciale ai umanității, care au o notorietate deosebită pe întreg mapamondul, cum ar fi Nostradamus, Leonardo da Vinci, Fulcanelli, Nicolo Copernic, Edmund Halley, Galileo Galilei, Newton... Tesla, John D., Paracelsus, Hermes Trigemistus și mulți alții asemenea. Fără a mă compara cu ei, eu doar studiindu-i practic, am observat că mai toți erau polivalenți în anumite științe, cum ar fi matematica, numerologia, fizica cuantică, alchimia, astrofizica, astrologia, în misticism, ocultism, Geografie, filozofie hermetică, esoterism, arte divinatorii și multe alte științe ancestrale pe care n-am să le mai enumer. Toate acestea completând, de fapt, cunoașterea, în momentul acela eu am hotărât să cumpăr cărți exclusiv despre cunoaștere cu științele menționate mai sus, inclusiv simbolism, geometrie sacră, hermetism, teosofie, etc. Acum fac o remarcă: să nu creadă cineva că eu am devenit expert în tot ce am menționat mai sus, dar nici ignorant nu mai pot să spun că aș fi. Dar mi-a fost oferită o perspectivă nouă, o viziune de ansamblu, nu particulară, prin accesul acestor informații care s-au adăugat la zestrea mea informațională a subconștientului și cunoașterii din toate experiențele trecute ale ciclului de vieți după vieți sau reîncarnare, absolut necesară în spirala evolutivă a evoluției, atât a mea individuală, dar și a fiecăruia dintre noi, prin câmpurile morfogenetice care se adaugă necontenit în subconștient ca într-o bibliotecă eterică în care cunoașterea, știința sau informația sunt strânse absolut la toți oamenii într-o manieră progresivă, evolutivă, în funcție de vechimea fiecărui spirit în univers. Așadar, mulți știu lucruri și informații pe care nu le-au citit sau le-au aflat dintr-o sursă anume, dar le știau dintotdeauna având acces la subconștientul lor prin conștientizare, care nu este același lucru cu nivel de conștiință. Care este cu totul și cu totul altceva. Toate experiențele trecute, ca și timp, în eoni, adică sute de milioane de ani sau poate chiar miliarde, ale vieților de după vieți, numite acum reîncarnări, respectiv evoluții spirituale, unii dintre noi suntem bătrâni, foarte bătrâni, ca și spirite în timp, în timp ce alții sunt foarte tineri. Nu mă refer aici la vârsta cronologică ci la cea spirituală, ei bazându-se în special pe rațiune și pe logică, mai puțin pe intuiție, așa cum o fac eu și alții uh, ca mine care uh, au reușit, uh, eu în mod nativ, alții probabil tot la fel sau printr-o muncă asiduă, să devină conștienți în subconștient. Deci fără practică, practică și ar practică, uh, este imposibil să ai doar o înțelegere prin care uh, stagnezi evident acolo, deci citești, te afli, memorezi și înțelegi anumite lucruri, în cel mai bun caz, după care tu nu mai aplici ca să poți obține rezultate. Obținând rezultate atingând puteri psihice deosebite, paranormale chiar, și prin acest lucru, tot perseverând, pur și simplu fuzionezi cu Absolutul, prin care totul devine cu putință. Asta, asta este marele secret că în momentul în care unii oameni știu memorează sau înțeleg anumite aspecte și nu le aplică, ei doar filozofează. Adică au o oarecare înțelepciune, dar nu dusă la măiestrie, în așa fel încât să știe că practica, practica și ar practica duce la obținerea de rezultate. Bun. Deci cum spuneam, în timp ce experiențele în timp de ale vieții lor, de după vieți numite acum reîncarnări, respectiv evoluții spirituale. Unii suntem bătrâni, foarte bătrâni ca spirite, în timp ce unii uh, suntem uh, tineri sau foarte tineri, nu mă refer la vârsta cronologică ci la cea spirituală. Um, acești oameni se bazează în special pe rațiune și pe logică și mai puțin pe intuiție. O altă modalitate de studiu a fost vizionarea unor documentare în limbile străine pe care le cunosc, engleză, spaniolă, italiană, fără subtitrare a unor investigatori străini renumiți pe întreg Mapamondul încă din anul 2005. În timp ce alții petreceau timp în diverse moduri distractive, eu preferam să adun informații despre cunoaștere în foarte, foarte multe ore de vizionare, acumulând de-a lungul anilor un volum impresionant în ceea ce privește cunoașterea, confirmare a tuturor lucrurilor care le știam din, din subconștientul meu și nu reușisem până la acel moment să, să am posibilitatea de comparare cu ceva. Și atunci ai nevoie de niște confirmări. Prin ce? Prin ceea ce spune un clarvăzător, prin intuiția ta, prin citirea unor cărți, prin vizionarea unor documentare legate despre cunoaștere și investigații paranormale, și când vezi că și altcineva are același mod de gândire ca și tine datorită legii rezonanței, da? atunci ești capabil să înțelegi că ești pe drumul cel bun, în sensul că dacă tu ai confirmări cel puțin din trei surse, așa cum fac și eu, atunci teoria ta de lucru pare să fie viabilă. Și de cele mai multe ori din experiență vă spun că, într-adevăr, așa s-a și întâmplat. Bun, după ce am parcurs foarte mult timp cu vizionarea acestor emisiuni în care se dădeau informații foarte precise cu studiul unor investigatori străini, așa cum am spus, am căutat mereu confirmări la ceea ce știam și am găsit răspunsul singur la multe întrebări existențiale complexe, la fel cum am procedat și cu filmele SF unde adevărul este ascuns la vedere tocmai pentru a nu fi crezut. Bazmele, legendele, miturile mă fascinează în egală măsură. Eu știind că sunt adevăruri ale unor istorii adevărate de eoni apuse negura timpului. Acesta a fost modul meu de lucru mereu, iar atunci când fac un articol sau o emisiune, am mereu cel puțin trei surse de informare, una fiind obligatoriu Uh, intuiția mea, care uh, până acum, uh, sincer, nu m-a înșelat niciodată. Sper că am răspuns uh, multor întrebări uh, care le-am primit, atât în privat, cât și în comentariile dumneavoastră. Uh, revenind la cifra 7, un copil, când se naște, mișcă în burtica mamei abia în luna 5. Până în luna 5, copilul este doar un avatar, fără spirit. În momentul în care uh, spiritul vine pe tera. Abia în luna 5-a este în totală rezonanță cu religia părinților și cu alegerea făcută. Asta, așa că este exclusă ideea că mă rog, persoana respectivă ar fi urmat religia părinților și, de fapt, când ai conștientizat-o pe la vreo 25 de ani, ai schimbat-o cu budismul sau cu hinduismul. Este total eronat. Nu te lasă legea universală a atracției, dacă tu dacă părinții tăi prin excelență sunt ortodoxi. Și tu ești un spirit budist sau hinduist, să te naști într-o familie creștin ortodoxă, nu te vei naște într-o familie budistă, în Orient, sau te vei naște în India ca hinduist, da? Deci nu te lasă legea rezonanței, legea rezonanței, legea atracției de fapt este cea care ordonează aceste lucruri. Trebuie să înțelegeți și să cunoașteți aceste legi ale Chibalionului. Sunt șapte la număr, sunt legile universale de bază ale jocului cosmic în care ne aflăm și dacă nu le cunoaștem suficient de bine, atunci avem tot felul de întrebări bazate pe logică și pe rațiune și ne îndepărtăm foarte mult de adevărul spiritual. Tot datorită legii atracției aveți boli ereditare, dacă părinții au avut așa ceva. La fel și cu religia, care nu este decât o cale. O poți accepta sau nu. Bun, revin la copilul care este vioi în luna a cincea, pentru că abia atunci vine spiritul în avatarul copilului. Spiritul se maturizează la vârsta de șapte ani. Până pe la 3-4 ani copilul spune lucruri trăznite. Pe la 6-7 ani gândește ca un adult și de multe ori te pune în dificultate. Apoi, pe la 14 ani după al 7 ani, un copil care devine adolescent, deja are capacitatea de a se reproduce. Din punct de vedere genetic au maturitatea necesară pentru a procrea. Apoi, după al 7 ani, aceștia nu mai cresc din punct de vedere fizic. Adică la 21 de ani nu la 18 este matur complet ca și ființă umană. Americanii știu asta. La ei, la 21 de ani, ești major, cetățean cu drepturi de plină Apoi, din 7 în 7 ani, corpul fizic și nu numai, suferă modificări însemnate. Deci, până la 7 ani, spiritul se maturizează, apoi, după al 7 ani, corpul energetic, apoi, după al 7 ani, corpul fizic nu mai crește, ajunge la maturitate. Acesta fiind magia Trinității Divine la om, cum am putea spune, Tatăl este Spiritul, Duhul Sfânt este corpul energetic, aici aș vrea să fac o paranteză. Corpul energetic îi spunem generic, dar corpul energetic sau Duhul Sfânt se referă la suflet, care este vehiculul sau haina pe care o îmbrăcăm, ca spirit, care spirit este nemuritor și este format dintr-o structură ne neutrinală, antienergetică sau tahională. She, um... Uh... Corpul fizic care este electromagnetic cu energie pozitivă pe plus și minus cu masă pe plus, în timp ce antienergia sau cea neutrinală, forța neutrinală, cum îmi place mie să-i spun, pentru că nu este o energie, este o forță, exact cum era și în războiul stelelor, și străbunii noștri, credeți-mă că știu ce spun, de altfel Spielberg s-a inspirat practic din mai multe scrieri din Mahabharata, Bhagavad Gita sau Ramayana. Deci, de acolo a preluat istoria reală da, a Războiului Stelelor, care s-a petrecut tot aici pe Pământ cu eoni în urmă. De aici și succesul foarte mare al publicului care se regăsește în acest film, pentru că de fapt este o reminescență, dacă vreți, un deja vu al vremurilor trecute care ne-au ajuns din urmă. Practic, la acea vreme eram ultra tehnologizați, exact ca în Războiul Stelelor s-a ajuns la un colaps. Întotdeauna o să vedeți că și acolo Darth Maul și toată forța negativă, de fapt era um, aceeași luptă dintre șaitani sau demon arhoni, da? Forța Întunericului Obscurieni și forța binului care era um, studiată în temple speciale numit Jedi, acest Jedi avea un maestru, avea toată viața un singur elev, și în momentul în care ajungea la maturitate, cu de copil luându acesta la rândul lui devenea un maestru și trebuia să ia un alt copil. Deci se transmitea pe cale orală și practică de la maestru la elev. Da? Și asta se mai practică încă prin școlile de arte marțiale. Asiatice care respectă adevăratele tradiții ancestrale. Deci, Războiul stelelor nu e altceva decât o istorie străveche care a devenit reală în timpul nostru actual, în prezentul prezent actual. Nu întâmplătorii mari maestri căutau și gnosticii și filozofii căutau în trecut, da? toate evenimentele majore importante ca să vadă ce le rezervă viitorul, pentru că ei știau că timpul este ciclic, nu în mod liniar trecut, prezent și viitor, ci este ciclic în formă de conică spirală și la un moment dat se va repeta. De altfel, mie îmi place să spun că trecutul nu este altceva decât un prezent viitor. În timp ce trecutul, vă spun un lucru foarte interesant, trecutul, în momentul în care în, în această paradigmă care se află spațiu-timp, în momentul în care ai parcurs o cale, aceasta este ocupată și nu mai poate fi schimbată sau modificată. Este un lucru foarte important pentru că am văzut că foarte mulți mai și Reiki și nu numai încearcă și vracii și vrăjitorii și bă, mulți care practică magia neagră în special Încearcă să schimbe trecutul unei ființe umane. Acest lucru nu se poate pentru că ar încălca uh, mai multe legi din, uh, din, din chibalion, din jocul cosmic în care ne aflăm. În primul rând, aceste legi 7 la număr, cum ar fi legea cauzei și efectului și atracției, nu se pot modifica, nu se pot, uh, cum să spun distruge, nu pot fi alterate, nu pot fi schimbate. Ele sunt imobile. asta înseamnă să fie imuabil. E ca, dacă vreți, ca o partiție de calculator, ați văzut fiecare, aveți în calculator, în laptop, o partiție făcută de producător, nu poți avea acces la ea, nu o poți șterge, nu, nu poți acționa sub nicio formulă. A făcut-o doar producătorul pentru ca acest calculator al tău să aibă o rezervă și ori de câte ori ajunge să fie virusat, să fie șters și să poată fi uh, resoftat, da? reinițiat tot sistemul. La fel și Dumnezeu, când a creat aceste șapte legi, le-a creat să nu poată fi modificate. Deci, dacă ai făcut indiferent ce prostie ai făcut, că ai ucis, că ai mințit, că uh, ai comis adultări sau mai știu ce alte lucruri, lucrurile astea se îndreaptă, deci o faptă rea, întotdeauna o îndrepti printr-o faptă bună deci o arzi cu o faptă bună o karmă pozitivă arde o karmă negativă o karmă negativă generează o karmă negativă și dacă ai mai multe în balanță karme negative decât cele pozitive atunci uh, îți făurește un destin viitor nu tocmai uh, bun din punctul de vedere al uh, activității spirituale și va trebui să suferi din nou foarte mult pentru a putea echilibra balanța da? deci nimic nu este întâmplător referitor la, la schimbatul trecutului, asta apropo de karmă și respectiv la schimbarea trecutului, este imposibil pentru că trecutul este praf. Odată ce ai parcurs o cale în spațiu și timpul respectiv, tu nu mai o poți modifica. De altfel și filmul care a fost uh, uh, Călătoria în timp, uh, în care s-a inventat mașina timpului, da. Uh, era un tip unde iubita sa fusese accidental omorâtă de către o trăsură scăpată de sub control pe stradă și de câte ori încerca practic să o salveze, mai treia o oră, două, trei, poate 24 de ore, dar se întâmpla culmea, un alt accident care evident că aducea moartea. Deci nu, nu se pot schimba lucrurile astea, trebuie să vă fie foarte clar în minte, iar atunci când vă duceți și dați bani pentru asemenea prostii, să vă dați seama că nu se poate schimba trecutul. Puteți schimba doar prezentul prezent, nici măcar viitorul. De ce? Pentru că un viitor văzut practic se schimbă instantaneu. Un viitor văzut nu mai poate fi același. Se schimbă. De ce? Pentru că tocmai l-ai văzut. Da? Acum sunt mai multe lucruri care aș vrea să le vorbesc într-o emisiune despre timp pentru că referitor la, la viitor care a fost posibil să fie văzut până în 2012 pe 21 decembrie acum practic înregistrăm pe blank pe o casetă ca și cum nu este înregistrată nimic și înregistrăm exact gândurile noastre. Faptele noastre și vorbele noastre. Așa că mare atenție la ce gândiți, mare atenție la ce înfăptuiți și mare atenție uh, la ce vorbiți. Pentru că totul este energie și se manifestă în planul nostru al creației materiale, se duce în cel subtil, ajunge la absolut, la Dumnezeu și se întoarce de acolo în mit. Și așa ne creăm prin prezentul prezent, un prezent-viitor. Tot timpul. Nu trăim nici în trecut, nu trăim nici în viitor, e o iluzie. De fapt, noi trăim într-un prezent, prezent continu. Din prima secundă în care naștem, trecând un minut, o oră, o zi, un an, 10 ani, 100 de ani și așa mai departe. Tot timpul noi trăim prin prezent. A, că există călătoria în timp, există. Sunt 8, 8, 8 forme de manifestare ale timpului după spusele maiașilor și credeți-mă că erau foarte înțelepți și chiar știau. Mai și veneau din constelația Maia, ceilalți care erau atlanți veneau din Atlas, Sirusienii, adică sirenele de aici și sirenele și sirenul, pentru că așa cum era siren, erau femelele sirene, da? erau și sirenii care erau bărbați, veneau după Sirius. Deci toți la origine practic suntem, purtăm numele constelațiilor de unde am provenit inițial și am venit aici pe într-un mare experiment. Bun, ca să închiem cu asta și să trecem din nou la cei șapte ani care sunt ciclici atât din punct de vedere al ciclului de manifestare al Terei. Normal acum Revenind la uh, visul pe care vi l-am povestit la început că uh, era al unei doamne, uh, am să trec uh, la uh, povestea fascinantă a acestui vis. Bun. Am să povestesc pe scurt acest vis al unei doamne care m-a contactat anul trecut, asta fiind în 2020, în privat, să-mi spună un vis interesant pe care nu l înțelegea. Și povestește spunându-mi, domnul eram un observator în vis, erau șapte oameni ce semănau cu Isus Hristos, îmbrăcați asemenea lui și mai erau și șapte arătări, aceștia erau paraziții mentale de care tot vă vorbesc, demoni arhoni, care îi urmăreau și omoram, omorau fără milă rând pe rând. De câte ori omora câte unul, o durere cumplită o simțeam și eu, spunea doamna. Visul s-a terminat dramatic când toți ceilalți asemenea lui Isus au fost uciși. Doamna continuă și spune, m-am trezit din somn extrem de răvășită, nu înțeleg nimic, nu simțeam, simțeam durerea celor care erau uciși, de ce șapte, de ce semănau cu Isus Hristos, ce semnifică visul. Am stat, m-am gândit și am răspuns făcând următoarea analogie, analogie intuitiv. Isus a spus eu sunt calea adevărului și viața și am ales reprezentant ca chintesență um, a ceea ce a spus el adevărul Deci cei care îl reprezentau cei șapte indivizi care erau asemenea lui Isus erau de fapt cei șapte ani în care adevărul a spus a fost pus la vedere încă din 2012, 21 decembrie. De altfel știți că până în 2019, adevărul în toate mediile sociale și online, a fost pus uh, cu o putere și cu o vigoare nemai întâlnită. Adică mulți oameni își, desc își descopereau capacitățile paranormale, puterile psihice, se vorbea peste tot numai de spiritualitate. Înainte nu se vorbea așa de mult de spiritualitate. Deci a fost 7 ani benefici, unde adevărul a, a trăit efectiv prin alți oameni care îl propovăduiau. Ei bine, a venit anul 2019-21 decembrie, în care toți acei șapte ani au fost uciși de către demonii arhon. Și din 2019, 21 decembrie, șapte ani, și suntem în plină desfășurare, suntem în cei șapte ani apocaliptici nefaști. Până pe 2026-21 decembrie. După aceea, odată cu schimbarea anului în 2027, sperăm să iasă soarele din punct de vedere spiritual, așa cum este ciclic de fapt și normal. Și să sperăm că ne auzim cu bine atunci. În momentul în care doamna respectiv simțea durerea pentru cei șapte care au fost uciși rând pe rând, era durerea prin care minciuna și-a cruit loc practic înveninând sufletul fiecăruia dintre noi. Acum trăim șapte ani în care se spun minciune adevărate. Deci peste tot trăim acum în cei șapte ani apocaliptici anii în care minciuna este promovată drept adevăr. Așa am interpretat eu visul doamnei respective. Femeia a înțeles perfect. De altfel, din 2019 până acum avem destule motive să credem că ceea ce spun eu are confirmări peste tot, în toate planurile, peste tot, indiferent ce s-a întâmplat. Multe lucruri mă feresc să le spun pentru că există o politică de confidențialitate și trebuie să o respectăm cu toți. Dar uh, voi sunteți uh, oameni inteligenți și înțelegeți ce vreau să spun. Uh, au fost cu tremure, au fost dezastre, au fost inundații, au fost, uh, am fost ținuți în casă două luni și așa mai departe. Deci sunt lucruri care uh, ne fac să ne gândim foarte mult la modul în care putem să ieșim cu bine prin calm și relaxare, din uh, perioada aceasta nefastă de șapte ani. Suntem în 2023, mai avem 2024, suntem către finalul anului, 2025 și 2026, practic ar mai fi trei ani, 4 au trecut. Uh, să sperăm că vor trece cu bine și ne vom regăsi uh, sănătoși, voioși și uh, mai înțelepți din această experiență. Uh, tot uh, ceea ce am spus până acum referitor la uh, cei șapte oameni uh, asemănător lui Isus, care erau șapte ani în care adevărul a fost propovăduit din 2012, 21 decembrie, când ciclul Uroboros a început uh, în ultimul an fiind uh, 2019, deci 2019 adăugând la 2012, șapte ani face 2019, ca să înțelegeți de unde, da? pe 21 decembrie, Adică 2012 plus 7 ani egal 2019, m-am folosit și de o istorie din Biblie în care un rege faraon în Egipt a avut un vis celebru pe care îl știți cu șapte vaci slabe și alte șapte vaci grase, fiind profund marcat regele faraon a încercat prin oamenii care avea. Uh, Sfernicii de la curte să interpreteze visul și n-au reușit. A dat sfor în țară, a găsit un evreu, i-a descifrat visul și a spus că vor fi șapte ani de abundență, Urmai de șapte ani nefaști în, în care foamea, seceta își va pune amprenta. Și așa și a fost. Există o ciclicitate a terei peste tot în mediul online. Uh, 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 există o ciclicitate a terei peste tot uh, în linia temporală în care ne aflăm acum, iar în mediul online, pur și simplu, au fost din 2012 până în 2019 șapte ani în care adevărul a fost promovat peste tot în mediul online. Și nu numai, foarte mulți oameni descoperind spiritualitatea și capacitatea extrasenzorială într-un mod excepțional neanticipând că vor veni șapte ani după 2019-21 decembrie, începând cu anul 2020, în care adevărul promovat în cei șapte ani de la începutul ciclului Uroboros, adevărul a fost suprimat. Asta a semnifica visul doamnei respective. Iar în locul său au venit minciunile adevărate ale celor șapte ani apocaliptici sau nefaști. Uh, am scris în adevărul din minciună, avertizând predicții care s-au întâmplat în tocmai, articol ce a devenit viral și există pe site-ul Cunoașterea Înseamnă Putere. Uh, vă recomand să citiți articolul. Uh, dacă nu trăiam aceste vremuri astăzi, nici nu credeam în această ciclicitate, vechiul se schimbă cu noul, mereu a fost așa din uh, există această ciclicitate, uh, care, până la urmă, înseamnă informații. Avem posibilitatea să decifrăm ceea ce pare ocult și mistic, de neînțeles, să fie perfect accesibil doar apelând la cunoaștere, care înseamnă putere. Puterea nu este puterea politică sau puterea, nu mai știu, a mea sau a, nu, e vorba despre puterea prin care, datorită informațiilor, ai capacitatea să învingi. E, egoismul să, învingi, să te învingi pe tine, să învingi demonii arhon, să învingi tot ce înseamnă uh, frecvență de joasă, vibrație în corpul nostru fizic. Pentru că, vedeți voi, degeaba ai nivel de conștiință bun dacă nu ai un nivel de frecvență ridicat. Nu ai un, un nivel de frecvență ridicat, te atacă demonii arhon cu o, o doamnă, îmi povestea într-un mesaj. Domnule, că noi le permitem că ne încalcă liberul arbitru, nu ne încalcă liberul arbitru din moment ce noi toți care suntem aici, inclusiv noi de monarhoni extraterestri, umani, pe planeta asta e singura planetă din, din univers care are liber arbitru. În momentul în care noi, practic, reușim să ne ridicăm nivelul de vibrații, automat că nici demoniul nu mai poate să ne atace. Dar dacă noi trăim în dezbinare, în ură, în invidie, în răutate, în minciună, în vinovăție, în gelozie, mândrie, infatoare, egoism, toate lucrurile astea nu fac decât să ne facă să devenim slabi, devenim hrana principală a entităților parazitare, și ele nu ne încarcă, așa cum noi uh, putem să luăm o găină din curte și să o facem mâncare, sau să rupem o plantă uh, din curte, pentru la fel hrana noastră cea de toate zile care e o conștiință vie, ar însemna practic că îi uh, încălcăm liberul arbitru, da? consumându-o și hrănindu-ne cu ea. Și demonii arhuni fac la fel cu sentimentele noastre de joasă frecvență. Atenție, numai sentimentele de joasă frecvență. Oamenii care își ridică, sunt evalavioși, spun rugăciunii, fac meditații, au nivel de frecvență ridicat, nivel de conștiință ridicat, practic e imposibil să să fie atacați. N-au cum să fie atacați. Acești oameni sunt liberi de, de demoni arhuni. Sau i-au învins cum i-am învins și eu. Dar atenție, toată viața, v-am mai zis, nu te atacă o jumătate de an, un an, doi, poate maxim trei. Dar după aceea, întotdeauna vin alții mai puternici, mai puternici, pentru că ei știu, comunică, da? Nu o să mai vină la același rang. Vin unii mai puternici și și încearcă șansa de a, de a te domina din nou, de a, de a fi uh, hrana lor preferată. În momentul în care tu deja ești învins odată și v-am zis, sunt trei săbi Curajul nu invinge învinge, dar ține la distanță. Credința invinge, învinge și voința care uh, practic uh, îi suprimă, dacă voi vreți, dar așa cum Iisus Hristos uh, nu a preferat să facă asta, fiind și -o una din cele 10 porunci să nu ucizi, uh, este bine să nu o facem nici noi, dar putem să-i învingem, să-i trimitem pe pustii locuri sau în gen acolo unde este locul. Și în felul ăsta nu te încarci cu o karmă negativă, da? ci din potrivă, chiar evolui spiritual. Problema este că nu poți să faci asta dacă nu ai o frecvență de vibrație ridicată și un nivel de conștiință la fel să fie în echilibru și să fie într-un fel un vector în echilibru, prin care atât nivelul de conștiință, atât nivelul de frecvență vibrațională să fie cam la unison. Atunci tu ești în echilibru, ai o înțelepciune deosebită și ai ajuns să înțelegi că fără să fii smerit, fără să-ți să iubești aproapele, fără să fii iertător și fără să fii bun. Nu ai cum să-ți ridici nivelul de vibrație, doar așa îți poți ridica nivelul de vibrație. V-am mai spus, Iisus uh, nu spunea um, decât prin parabole ceea ce vrea să spună. De ce? Pentru că atunci când spui adevărul, ești condamnat să nu fii crezut, așa cum este și cazul meu. Eu mi-asum rolul ăsta și încerc să explic în așa fel încât să înțeleagă și bunica voastră. De ce? Pentru că am venit aici să ajut, să ofer un strop de cunoaștere. Um, din toate timpurile vechiul se schimbă cu noul, mereu a fost așa din totdeauna, iată ce înseamnă informația, avem posibilitatea să deșifrăm ceea ce este ocult și mistic, de neînțeles, să fie perfect accesibil, doar apelând la cunoașterea care înseamnă putere. Timpul este ciclic, nu liniar așa cum cred unii, dintre noi. Timpul fiind ciclic, mari înțelepții a antichității studiau mereu istoria, timpul trecut pentru a putea deșifra și anticipa prezentul viitor. De altfel, așa cum am mai spus, pentru mine trecutul nu este altceva decât un prezent viitor. Istoria întotdeauna se repetă, la fel și ciclicitatea terei. Fiți în lumină tot timpul, fiți pregătiți pentru orice, spiritul alert să vă călăuzească. Am ales către final și un citat a lui Seneca, care spune, ca o, piesă, ca o piesă de teatru, așa este viața, nu interesează cât de mult a ținut, ci cât de frumos a desfășurat. Deci, viața poate fi frumoasă dacă știm pericolele la care ne expunem, în așa fel încât să le putem evita, și atunci toată șederea noastră pe nu va fi decât posibilitatea unei experiențe cu totul și cu totul agreabile și plăcute, chiar frumoase, pentru că noi suntem aici în vacanță. Am venit într-o școală spirituală evolutivă prin care nu facem decât să acumulăm puncte pentru a ne mântui într-o singură viață. A te mântui înseamnă a te salva. Dacă nu știi să-ți disciplinezi mintea, nu știi cum să-ți învingi ego-ul pe tine însuți, demoni arhoni, Practic, n-ai uh, cum să reușești să te mântuiești sau să te înalți într-o singură viață. Revin asupra cifrelor și vă spun că 6, 6, 6, 6 da? nu e altceva decât tot ce înseamnă structura de carbon pe în plan material: și că acei 6, 6, 6 înseamnă 6 electroni, 6 protoni și 6 neutroni. În momentul în care te înalți sau te mântuiești, te salvezi, dar te înalți se înalță, carbonul devine izotopul de carbon 7 și o să ai 6 electroni, 6 protoni și un neutron. Exact cum v-am spus, și sus erau, în de 12 apostoli și cu el 13, zamol 1 și 12 înțelepți ai Consiliului Dacic, 13 trepte masonice, 13 catene pe lanțul ADN a avut omul în trecut, primordial, 13 ceacre, sunt 13 zodii în care a apărut cu purtătorul de șarpe, 13 este planul în care există Dumnezeu, 12 Iisus Hristos, 11 ierarhiile și apoi un sefiro cu cele 10 în care are acces complet omul care este ființă de dimensiunea 5+, plus. de fapt este o ființă interdimensională sunt multe de spus mai este cuboctaedrul care l-a descoperit Nasim Haramein cu 13 puncte vectoriale din care noi avem doar în plan bidimensional crucea, da? care este quintesența întregii întregului vector în echilibru care este cuboctaedrul, care are 13 puncte vectoriale cu odată cu descoperirea lui Nasim Haramein. Acum ce vreau să vă spun, crucea cu laturi egale, dacă dai o rază super luminică peste tot în jurul celor patru puncte cardinale, se formează o sferă. Sferă. Este, sfera, este principiul feminin din care au luat naștere cele cinci solide platonice, apa, aerul, focul și pământul. Practic floarea vieții. Asta reprezintă, da? Deci crucea în esența ei în plan bidimensional, așa cum o avem noi simplificată, are de fapt patru puncte cardinale, punctul din centru 5, are sus zenitul, deci dacă o vedem pe orizontală, în sus are zenitul și mai vine o linie imaginară în jos nadirul, da? Are 7. De ce? Pentru că suntem undeva în planul dimensional unde avem șapte ceacre, da? De aceea uh, sunt doar șapte puncte vizibile acum, uh, în ceea ce privește crucea. Dar ea, la origine, părțile care nu se văd din cele șapte, dacă scădem, tre mai sunt șase, da, puncte de intersecție vectoriale, uh, nu le vedem, dar ele sunt înscrise perfect într-o sferă, este un tetraedru, mai complicat. Și uh, crucea de cea că reprezintă un vector în echilibru simplificat în plan bidimensional. Știu că pentru unii o să sune ciudat pentru că nu au noțiuni de geometrie sacră, uh, nu au noțiuni de, de numerologie, dar esența este că puterea crucii stă tocmai în uh, simplitatea ei, care în esența ei, la origine, dacă o dezvoltăm și vedem unde se duce este un cubo foarte complex, format din mici piramide care formează un tetraedru complex înscris perfect într o sferă. Dacă îl urmăriți pe Nasim Haramein, o să vedeți explicația acestui lucru extraordinar. Eu l-am descoperit singur pentru că mă pasionează atât numerologia la nivelul pe care l-am eu, cât și simbologia, cât și lucrurile care pe care încerc să le deșifrez singur prin, prin capacitate proprie și prin cunoașterea ancestrală pe care o aveam încă de dinainte de a mă naște aici. Sunt un spirit extraordinar de bătrân ancestral, de aceea am Nițu E. George, E-ul acela vine de la Eon, care înseamnă că este străvechi, e extraordinar, un timp, o epocă foarte mare, lungă de timp, de miliarde de ani. Și uh, știu lucrurile astea pentru că sunt conștient în subconștient. Dacă și voi vreți să fiți la fel conștienți în subconștient, să aflați e lucruri minunate despre voi, nu aveți decât să practicați, să practicați și ar să practicați, disciplinați-vă mintea pentru că altfel nici nu știți ce pierdeți. Uh, cam atât pentru astăzi. Uh, v mai zis cei care doresc într-adevăr să-mi lase uh, mesaje în mail. Uh, Mail-ul este FBI. 37 cu litere mici legate toate arongmail.com Deci FBI paranormal 37 arongmail.com lăsați acolo toate istoriurile uh, voastre despre paranormal despre situații uh, miraculoase care s-au întâmplat în viața voastră sau chiar vise pe care nu reușiți să nu reușiți să le deslușiți și le vom desluși împreună în emisiunile viitoare ce vor veni Până data viitoare nu vă doresc decât să fiți mereu în lumină și toate cele bune!